În cadrul ceremoniei prilejuite de Gala Olimpicilor 2016, premiile oferite în valoare de 50.000 de lei au fost înmânate de domnul Mircea Gutău, primar al municipiului Râmnicu-Vâlcea, de către doamna profesor Andra Bică, inspector școlar general, gazda manifestării. Celor peste 110 elevi și 50 de profesori din Râmnicu-Vâlcea le-au fost recunoscute meritele de către municipalitate și de către ISJ, ei fiind premiați într-un cadru festiv în sala mare a Consiliului Județean Vâlcea. Premiul cel mare a fost adjudecat de elevul Laurențiu Ploscaru, 700 de lei, pregătit de regretatul profesor Constantin Drugan, care a obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Matematică, având o participare și la Balcaniadă, obținând premiul 2. Sunt copiii cu care ne mândrim, copiii care au făcut ca numele județului nostru să fie pronunțat prin toată țara, deoarece ei au obținut rezultate la olimpiadele și concursurile naționale și, după cum veți vedea, în continuare chiar și internaționale. Așadar, merită toate aplauzele noastre, pentru că fără ei și fără profesorii lor nu am fi în seara aceasta aici. Am o mare plăcere să fiu în fața dumneavoastră, pentru că mă aflu în fața celor mai buni elevi pe care are municipiul Râmnicu-Vâlcea și vreau să vă felicit pentru acest lucru. Vreau să felicit inspectoratul pentru organizare. Vreau să vă spun că sunt mândru că sunt primarul municipiului Râmnicu-Vâlcea, pentru că și la bacalaureat elevii din Vâlcea s-au plasat pe locul 2 pe țară, dacă nu știu. Și pentru acest lucru eu cred că în cadrele didactice merită aplauzele noastre. În cadrul Galei Olimpicilor s-a păstrat un moment de reculegere pentru regretatul profesor și director Constantin Drugan, cel care a decedat de curând în urma unei grele suferințe, iar inspectorul șef al ISJ, Andra Bică, i-a propus primarului Mircea Gutău, prezent la gală, ca profesorul Constantin Drugan, care a obținut în ultimii ani cele mai mari premii la olimpiadele de matematică naționale și internaționale, să fie făcut cetățean de onoare. Totodată aș vrea să vă spun că într-o discuție cu domnul primar am propus ca domnul profesor Constantin Drugan să fie propus din cartea noastră ca cetățean de onoare al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Personal sunt onorat să avem o astfel de nume ca și cetățean de onoare al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Eu sunt convins, așa după cum îi cunosc pe consilierii locali din cadrul primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea, indiferent de coloratura lor politică, că vor vota în unanimitate acordarea titlului cetățean de onoare domnului profesor Drugan.